Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de aproximativ 4,8 milioane de dolari din partea Japoniei pentru implementarea proiectului Agricultura Conservativă, dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova. Proiectul prevede procurarea utilajelor și echipamentelor pentru agricultura conservativă. Agricultura conservativă este o prioritate a Republicii Moldova, stipulată în Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020. Aceasta presupune dezvoltarea unei agriculturi durabile adaptate la schimbările climaterice, prin aplicarea practicilor care protejează și ameliorează fertilitatea solului. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului al Republicii Slovace au semnat un program de cooperare. Acesta are drept scop participarea activă a părților la edificarea spațiului european al învățământului superior, prin modernizarea sistemelor de învățământ, cooperarea universitară și stimularea mobilității academice a studenților și cadrelor didactice. Programul prevede diverse forme de cooperare în domeniul învățământului, cum ar fi schimbul de informații privind structura și organizarea sistemelor de învățământ, planurile de studii, materialele didactice, publicații reciproce de articole și lucrări științifice, schimbul reciproc de informații privind evenimentele științifice organizate în domeniul educației, promovarea schimburilor academice de studenți și cadre didactice, dar și implementarea de comun acord a proiectelor, programelor de modernizare a sistemelor naționale de educație. Relațiile de cooperare în domeniul educației dintre Moldova și Slovacia au o tradiție de circa un deceniu. Cadrul legal pentru promovarea acestei cooperări a fost stabilit în anul 2007, prin semnarea la Bratislava a primului program de cooperare pentru perioada 2007-2010. Meteorologii au emis cod galben de înghețuri. Avertizarea este valabilă în perioada 28 septembrie-2 octombrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în orele dimineții pe 28 septembrie, izolat în raioanele de nord, se prevăd înghețuri la suprafața solului cu intensitatea de -1, -2 grade Celsius. Din 29 septembrie și până pe 2 octombrie, înghețuri vor fi pe o mare parte a teritoriului țării, cu temperaturi cuprinse între -1, -3 grade Celsius. La inițiativa Clubului Mămicilor din orașul Rezina s-a organizat o întâlnire cu medicul neonatolog pediatru Mihai Stratulat. Mămicile au adresat doctorului diverse întrebări ce țin de sănătatea copiilor. Cele mai frecvente greșeli ar fi graba, da? Panica. Părinții niciodată sau mămicile niciodată n-au răbdare să urmărească starea copilului și să se mai aștepte un pic să vadă cum se simte copilul, cum o să iasă din viroză sau nu. Administrarea de antibiotic, pe care îl consideră remediu pentru toate bolile, inclusiv și pentru febră și pentru sinarcie, să-l dea cât mai repede și atunci o să scape mai ușor copilul. Nu știu, frica asta lor de complicații, frica asta de pneumonie, deci cum copilul tușește, cum începe a tuși, cum începe să facă febră, primul gând la care ajung mămicile, asta este copilul gata, face pneumonie. Pe de o parte, gândul ăsta este indus și frica asta este băgată de către, și inclusiv de către colaboratorii medicali, dar medici de familie sau pediatri, care și ei mulți dintre dânși, într-un final ajung tot să gândească și să teamă de această pneumonie care foarte rar există ca atare. Mihai Stratulat s-a născut într-o familie de medici. Meseria pe care acum o am, toate cele secrete pe care le aplic sau sfaturi care mi le-a dat, acum le aplic în activitatea mea de zi cu zi. Am învățat mult, am învățat să am răbdare, am învățat să tratez doar atunci când am o diagnoză, am învățat să pun o diagnoză atunci când am făcut toate investigațiile și sunt sigur că uite, asta este diagnoza. Am învățat să comunic inclusiv cu părinții, da? Atunci când panichează, cumva să iau fii mai tare, da? Câteodată și așa este nevoie, așa mai aspru să vorbesc cu mama ca să liniștească. Fii mai încet, depinde iarăși de părinții și cum reacționează.
Așa am învățat un lucru, deci pentru dânsul cel mai important era sănătatea copilului. Și chiar dacă undeva trebuia să scoată o diagnoză pusă greșită de către alt coleg, deci întotdeauna o făcea spre binele copilului. Și nu conta nimic decât iarăși copilul într-un final să iasă sănătos. Și spiritul ăsta de progresist, el întotdeauna a fost foarte progresist, deci toate lucrurile noi care apăreau în lume, în tratarea și îngrijirea inclusiv a copilului, el încerca să le aplice aici în Republica Moldova. El a fost pediatru, apoi a făcut neonatologie, a creat acest obiect nou. Da, pentru că de mic copil crescând în așa familie, văzând cum la noi în ospiții vin pacienți cu copii care ulterior au devenit și prieteni de familie, mergând chiar și la el la spital, văzând cum consultă, vrei, nu vrei, rămâne, se imbibă în creier. Și da, m-a influențat ulterior să aleg această profesie și să o urmez. Tinerele mămici s-au arătat mulțumite de întâlnirea cu medicul Mihai Stratulat. Sunt mama la doi copilași. Cu prima fetiță m-am chinuit foarte mult, am fost la foarte mulți medici, toți îmi spuneau că face angină foliculară, dar ea avea candidoză și doar domnul Mihai ne-a pus diagnostic corect. Timp de un an jumătate eu primit antibiotic în fiecare lună. După ce am fost la dumnealui, deja sunt 2 ani, fata nu a primit niciodată antibiotic, de la 2 ani până la 4. Sunt 2 ani de când eu nu i-am dat antibiotic. Deci ei sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru dânsul, am foarte multe informații, au fost utilă astăzi, chiar foarte multe am învățat, să-i dă Dumnezeu sănătate și dă Doamne toți medicii să iei exemplu de la dumnealui. Este un medic de nota 10, deci nu se discută. Cum am spus și alți mămici, cum se spune pe Facebook, este Kamarovski din Moldova. E un medic super, nu am cuvinte. El și noi la dânsul tot mergem și la Chișinău și ne bucurăm că a venit aici. Păcat pentru mămicile care nu au fost. Mare păcat. Iar o să înveți multe lucruri utile pe care sunt sigură că nu le știu. Nici 50%. A fost un seminar foarte util, fiindcă multe mame confund unele momente în educația copilului și în igiena năsucului, a căilor respiratorii. Eu cred că s-au atins anume acele momente care, spre regret, în Republica Moldova au fost atinși de foarte puțini specialiști în ceea ce privește antibioticile, în ceea ce privește vaccinile, că mulți refuză, însă nu este recomandat. Eu sunt recunoscătoare dumnealui că a explicat mămicilor și le-a convins că vaccinile trebuie de făcut și antibioticile trebuie de redus la minim. Mihai Stratulat este medic neonatolog pediatru, președintele Asociației de Medicină Perinatală, asistent universitar în departamentul pediatrie și fondator al unei clinici private de pediatrie. Persoanele de vârsta a treia din satul Pripiceni, raionul Rezina, s-au adunat la Casa de Cultură din localitate pentru a marca Ziua Oamenilor în Etate. Cu susținerea autorităților locale, persoanelor în etate li s-a organizat o masă cu bucate, iar spectacolul muzical a fost interpretat chiar de ei. Oamenii spun că mereu întâmpină greutăți, se confruntă cu diverse probleme, dar cel mai mult își doresc să aibă o farmacie la ei în sat. Nu vreau să zic că trăim destul de greu, dar prin greutăți trecem, mai ales în perioada aceasta. Pentru că ducem lipsă de medicamente, ducem lipsă de medici calificați, e foarte greu ca să ne merești la specialist în centru raional. Trebuie bani să te duci și în afară de asta trebuie să aștepți timp mult și eu cred că părerea mea o să o împărtășească toți colegii mei. Asta avem. Am avea nevoie de o farmacie în satele noastre, în comună, pentru că ca să te duci să te tratezi de o durere de cap, trebuie să mergi tocmai la Rezina pentru o pastilă. Și sunt și mai multe întrebări. De acum nu mai vorbesc de foc, de toate cele, pentru că toată lumea suferă de astfel, da. Necesitățile cele mai importante din viață, cele primele necesități, uitați-vă, aia este sănătatea. Noi vrem să trăim încă așa cum suntem, dar avem
dorință de viață, vreau să trăiesc și nu vreau să mă duc în altă parte. Nu avem o farmacie în sat. Ne lipsește și această urgență. De fiecare dată când se întâmplă ceva, trebuie să apelăm la raion, dar până vine salvarea, câteodată e cam târziu. Și am ridicat întrebarea ca să avem o urgență aici în sat, suntem în comună două sate și ar fi foarte bine dacă am avea această urgență și totuși medicamentele, aceste medicamente fără care noi, care suntem în etate, nu ne putem închipui viața, fiindcă noi suntem acei dependenți de medicamente. Puțină atenție avem, dar încă mai mare atenție să acorde oamenilor în etate. Că ei sunt cei care le trebuiește cel mai mult sănătate. Da, sănătatea fără medicamente zi de zi nu putem. Sunt iacă, vedeți, să-ți vine cu medicamentele acasă, stau aici. Deci aș vrea și tare scumpie. O leacă ieftinire, o leacă să ne mai acorde și ajutor. Cu ocazia zilei bătrânilor, persoanelor în etate, în satul Pripiceni Răzăș s-a organizat o masă pentru persoane la care s-au cheltuit în jur de 3.000 de lei. Persoanele au fost circa 100 de bătrâni la care au fost foarte mulțumiți. Și vreau să menționez faptul că la noi, practic, e primită ca în fiecare an să organizăm această sărbătoare pentru bătrâni. Un mesaj de felicitare și susținere le-a adresat oamenilor în etate președinta raionului Eleonora Graur și viceprim-ministru, ministru al economiei și infrastructurii Octavian Calmâc, aflat într-o vizită de lucru în raionul Rezina. Am avut o invitație să vin să felicit oamenii în etate din raionul Rezina, astfel încât să transmitem salutul guvernului și să-i asigurăm că guvernul îi aude, știe despre problemele care se confruntă. Din păcate, problemele sunt de ordin sistemic pe vari domenii, pornind de la medicină, asistență medicală, acces la aceste servicii, dar și ca toată lumea așteaptă și niște pensii mai mari și facturi mai mici. Deci, asupra acestor probleme, noi suntem preocupați, sunt elemente ale mai multor reforme cu care guvernul este preocupat. De aceea, în scurt timp, vom veni cu și de noutăți pozitive, astfel încât oamenii să vadă că lucrurile se îmbunătățesc. De fiecare dată când merg într-o localitate, în primul rând îmi place să discut cu oamenii în etate. Sunt persoanele care au deja o experiență, o viață trăită în spate, văd lucrurile altfel decât le vedem noi, cei tineri, și astăzi chiar m-am bucurat să aud, oamenii au fost așa mai deschiși, știind că urmează și o sărbătoare a lor pentru persoanele în etate, și au ridicat câteva aspecte care, de fapt, le cunosc, cât sunt de importante pentru fiecare cetățean, anume cei ce ține de asistența medicală care lasă de dorit la noi, aș menționa anume în această localitate, în acest centru de sănătate. Cunoaștem problema care este, încercăm să-i găsim soluționare. Cu păreri de rău, avem restanță la capitolul tineri specialiști care ar dori să vină. Lucrăm la acest capitol, cu atât mai mult că ne dorim ca în Pripiceni să avem și un centru de urgență, un punct a serviciului de urgență raional, să-l avem deschis și aici în Pripiceni, la asta lucrăm, anul viitor deja o să-l avem deschis. Asta ar fi o doleanță și la fel s-a pus accent și pe o farmacie care și-ar dori să fie aici în teritoriu deschis. Deci sunt probleme care sunt abordate de fapt în fiecare localitate, dar nu este atât de simplu atât timp cât trebuie să implice agenții economici și ei trebuie să-și dorească, se analizează situația. Încercăm să soluționăm acele aspecte care, de fapt, sunt necesare pentru fiecare localitate. În rest, vreau să zic că mă bucur că domnul viceprim-ministru, ministrul economiei, domnul Octavian Calmâc, a acceptat să fie astăzi în comuna Pripiceni, să fie alături de persoanele în etate, să le aud doleanțele și, cu siguranță, mă bucur că dumnealui este receptiv la ceea ce s-a discutat aici cu persoanele din Pripiceni. Sper într-o bună soluționare, într-o susținere mai mare, ca să poți și noi de la raion să putem să reușim să rezolvăm întrebările care anume au fost abordate aici de către populație.
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an la data de 1 octombrie. Pe stadionul din satul Pelivan a avut loc campionatul raionului Orhei la fotbal 2017. Pentru locul întâi au luptat echipa satului Pelivan și echipa cartierului Lupoaica din Orhei. După două reprize de joc, scorul a fost de 3-0 pentru echipa cartierului Lupoaica din Orhei. Astfel, pe locul 2 s-a clasat echipa satului Pelivan, iar cupa raionului Orhei la fotbal i-a revenit echipei cartierului Lupoaica. Felicitări la tatăl Lupoaica, asta noi am făcut pentru tatăl Lupoaica. Băieților, mulțumesc, sunt mândru de dânșii și toate cele bune! Campionatul a fost organizat cu suportul Asociației Raionale de Fotbal Orhei și Consiliului Raional Orhei. Pentru prima dată au fost oferite și premii băniești. Pentru echipa locului 1 10.000 de lei, locul 2 7.000 de lei, locul 3 5.000 de lei și locul 4 3.000 de lei. Campionat foarte echilibrat, foarte bine pregătit și argumentat prin calitatea jucătorilor. Suntem pentru prima dată când Consiliul Raional Orhei vine cu o contribuție esențială în promovarea sportului, prin aceea că fiecare echipă premiantă, locul 1, 2, 3 și 4, va avea suportul financiar din partea consilierilor raionali prin decizia lor să acorde pentru primul loc 10.000 de lei, pentru locul 2 7.000 de lei, pentru locul 3 5.000 de lei și pentru locul 4 pentru prima dată în istorie 3.000 de lei. Vor fi premiați inclusiv și arbitrii care sunt cei mai onoroși și cei mai echidistanți arbitri. La Pelivan s-a desfășurat meciul decisiv între echipa din Orhei și echipa din Pelivan. Am învins cei mai buni. Astfel de evenimente sunt foarte importante pentru că, după cum foarte bine se cunoaște, fotbalul unește, fotbalul este un joc de echipă care dezvoltă în tineri, mai ales din localitățile rurale, spiritul de echipă și de competiție. Vreau să felicit în primul rând administrația publică locală pentru organizarea unui campionat foarte și foarte bun, la un nivel foarte înalt și desigur echipele participante în cadrul campionatului cu un parcurs foarte frumos și cu un joc foarte curat. Pentru că fair play-ul trebuie să predomine în orice meci. Felicit echipa cartierului Lupoaica cu poziționarea pe locul 1 și cu câștigarea campionatului raionului Orhei la fotbal. În satul Pelivan, raionul Orhei, fotbalul se practică aproape 5 decenii. Pe parcursul unei săptămâni, Federația Moldovenească de Fotbal, împreună cu Asociațiile Europene de Fotbal, sărbătorește Săptămâna Fotbalului în Mase. Cu această ocazie, în diferite localități din țară, au fost organizate mai multe acțiuni la care au participat copiii. Asemenea, festival sportiv pentru copii a avut loc pe stadionul din satul Pripiceni Răzeș, raionul Rezina. Evenimentul a adunat zeci de băieți și fete din raion care au participat la diverse exerciții distractive și au jucat fotbal. Alergăm, facem multe exerciții sportive, îmi place foarte mult fotbalul. Mie îmi place festivalul că te faci exerciții și te distrezi. Dăm goluri și câștigăm echipele. Am decis cu toții ca în ziua de azi, dacă este sărbătoarea fotbalului în masă, să le facem o surpriză și un mic cadou elevilor și copiilor pentru a se cunoaște cu fotbalul și cred că îl practica în viitor. În întreg raion și cred că și vom avea succes în Republică. Mie îmi place sport pentru că e foarte interesant și
foarte bine pentru sănătate. Toți copiii mici îți place sportul, căci sportul este cel mai distractiv. Da multă sănătate și organizează cel mai bun. Participăm la festival fiindcă avem dorințe foarte mari să fim între copii, așa minunați, așa frumoși. Cum să nu faci așa jocuri interesante pentru ei? Vă place așa jocuri? Da! Da, și de ce ne străduim prin cu asta să mergem mai departe? Voluntariatul este totuși un lucru bun. E foarte fierbinte, toți copiii sunt foarte bucuroși că este acest meci. Aș dori să mai organizez așa ceva de festival. Alergi, faci exerciții și e foarte distractiv. Sunt pasionat a fotbalului. Am avut și noi așa momente plăcute când eram micuți și suntem bucuroși că se merg din generație în generație, nu rămânem pe loc și sunt mândru mereu de a asista la aceste jocuri pentru copii. Potrivit organizatorilor și susținătorilor, tânăra generație se arată interesată de sport, doar că trebuie motivată, iar pentru aceasta se depune maxim efort pentru a le crea condițiile necesare. Încercăm să implicăm copiii de la vârsta cea mai mică, din tot raionul, din localitățile raionului, ca să învățăm să ducă un mod de viață sănătos, să știe că trebuie să se implice și să lupte întotdeauna pentru un rezultat. Și vreau să aici chiar să remarc faptul că avem echipe de tineri și de băieți și fete care am intrat în campionatul Moldovei la fotbal, ceea ce ne avantajează foarte mult, fiindcă am început la o vârstă mai fragedă, dar până la moment nu am avut nicio pierdere. Deci avem doar câștiguri și eu mă bucur pentru acești copii, mă bucur pentru spiritul lor, mă bucur pentru faptul că ei știu că trebuie să vină cu un rezultat bun, un rezultat frumos și noi încercăm să le creăm condiții. Ceea ce de fapt și astăzi se vede pe acest stadion, că noi încercăm din partea Consiliului Raional Rezina să le creăm condiții, chiar și amenajarea acestui stadion, crearea condițiilor prin cabine de duș, cabine de schimb, baie, le-am creat aici la Pripceni ca să existe această posibilitate ca ei să aibă condiții pentru a juca pe acest teren de fotbal și totodată deci, marcarea terenului, ce se vede pe acest teren și nu în ultimul rând, pe final, motivarea lor, ceea ce este, cred că, cel mai important pentru copii atunci când primești o surpriză la finalul jocului. Am o deosebită plăcere astăzi să fiu aici, unde văd o gloată de copii interesată de a face sport neprofesionist, dar care pot să se stimuleze să facă sport de performanță ca ulterior să facă față tuturor provocărilor sportului național, în special la fotbalul național, care are acum o criză de jucători buni și eu sunt sigur că din acești frumoși copii din Rezina se vor alege niște sportivi de performanță în timpul viitor. În această săptămână, asemenea acțiuni au mai avut loc în orașul Rezina, în satele Cuizăuca, Cogâlniceni și Mateuți. S-au desfășurat 5 festivaluri în Cuizăuca, Pripceni, Cogălniceni, Rezina și Mateuț și astăzi este a șaselea, unde, dacă, după cum vedeți, sunt antrenați 100 de copii și este un festival totalizator. Aici avem 8 echipe de vârsta, adică anul nașterii 2006-2008. Terenul este împărțit în 8 stații, dintre care pe 4 stații este joc de fotbal, pe 1 joc de hockey pe iarbă și 3 stații sunt destinate pentru starturi vesele și jocuri mobile. La sfârșit, fiecare copil o să primească câte un pachet de dulciuri din partea Consiliului Raional, iar fiecare echipă care le-am menționat din partea Federației Moldovenești de Fotbal o să primească câte o minge și câte un sacou. Noi am venit cu așa un proiect, Școala Voluntarilor Pro Fotbal, care deja activează 2 ani. În raionul Rezina au apărut 9 voluntari în timp de 2 ani. Noi le acordăm un mic suport în formă de mingi, în formă de maiouri, în formă de veste.
caiet, poate pentru că noi nu putem intra la în orice casă, dar noi cu ajutorul voluntarilor venim la copilaș și le organizăm așa festivaluri, ca copiii să aibă emoții pozitive, să le placă sportul, să le placă fotbalul și să avem cât mai mulți fotbaliști în țara noastră. Ceea ce am mai spus și mai înainte, dacă pe baza voluntarilor și cu suportul Consiliului Regional Rezina, aici a fost format, spunem așa, echipa de fotbal, Fotbal Club Rezina pentru copii și Fotbal Club Rezina pentru fetițe. Ceea ce acum vedem la moment, dacă merge anume dezvoltarea fotbalului feminin și așteptăm rezultate mari de la toți copilașii care strâng la festivalurile noastre. Așteptăm foarte mari rezultate. Sunt foarte bucuros că suntem anume gazda acestui festival, festivalul fotbalului. Și suntem bucuroși că anume am putut să întreținem stadionul care îl vedeți în stare bună, l-am îngrădit, avem amenajate și camere pentru duș pentru copii și maturi, avem amenajat cameră pentru antrenori. Și cred că ar să meargă sportul mai departe pentru a promova anume de la copii să ajungem și la cei maturi. Sportul este toată vremea sănătate și să ajungă să joace pentru echipe din Republică și mai departe. Acțiuni similare au avut loc la Ungheni, Congaz, Ciorescu, Cahul, Soroca, Călăraș, Cricova, Nisporeni, Taraclia, Cea Dârlungă, Orhei, Bender, Tiraspol, Florești, Glodeni și Rezina. We'll be right back.